Mamă, mâncați și pula ta, dacă mai aducem două servere, nu înțelegem ce a scris ăsta aici. A copiat tot. Paramedicist, ce mă, băiatule. Da, asta mi se pare cel mai ok. Hai să băieți, și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Rage Multiplayer. Băieți, data asta vreau să facem ceva în panel și vreau să acceptăm, respingem aplicațiile din paramedic pe videoclip, pentru că încă n-am făcut asta pe clip, am făcut numai pe un live și live-ul ăla cred că l-am pus pe privat, nu mai știu. Dar oricum clipul rămâne salvat și îl vede mult mai multă lume decât un live și înainte să dăm drumul la treabă, băieți, nu uitați să folosiți referral 43 când vă conectați pe server, dacă vă creați acum un cont nou, pentru că sunteți automat înscriși într-un giveaway cu 250 de lei, 50 de euro și nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă plac episoadele cu Rage și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Hai să dăm drumul la treabă, bă. Problema e următoarea, sunt foarte multe aplicații și avem doar un loc liber în paramedic și vreau să vă zic din start pentru... Dar de fapt nu, vreau să mă uit la orele jucate, care are multe ore jucate și aplicație bună să accept și restul, nu facem așa, nu știu, asta uite, de exemplu, e o aplicație slabă, muncind... Nu știu, astea mi se face aplicații neconvingătoare. Așa, consider că sunt matur, serios și capabil să ducă naturele la capăt fără probleme, ceea ce m-ar face un membru valoros. Ce naturiști? În principal fac job cu este așa, zero... Uite mă, ăsta chiar m-am uitat astăzi pe level și chiar sunt curios dacă există contul ăsta de Discord. Da, mă, ești nemun. În fine. N-aș putea spune că am rezerv până acum. Dar trebuie să lucrăm de subiecte de discuție când sunt abordat, mă ajutat am luptat la muncă. 20 cu 20, trebuie să este destul de limitat și presă. Trebuie să reacționăm la presă, dar destul de... Nu prea îmi place. Nu prea îmi place, gen nu mă convinge destul. Nu. Serios, mă consider potrivit pentru acest departament, deoarece sar în ajutorul fiecărui persoane dacă au nevoie și sunt destul de activ. Are 100 de ore, nu puteam să uit, am 10 de ore. Nu mă convinge dacă scrie că e potrivit că sare în ajutorul fiecărei persoane, ești nebun? Mă consider jucător cu șanse egale chiar dacă am jucat samb. Mamă, mâncați, nu mă așteptam să fie așa aplicație. Uite, asta e o aplicație mai muncită. O lăsăm. Asta pare mai ok. Consider că activitatea, rezultatea și modul în care percep anumite lucruri mă ajută să diferez, să mă diferențiez de alte persoane. De pe server și totodată mă face o persoană potrivită, spun eu, pentru acest tip de facțiune. Ok. Cred că de a potrivi pentru acest departament, deoarece caracterul de care dau dovadă... Deoarece caracterul de care dau dovadă sunt unul calm... Ăsta și-a copiat... Da, asta de aici, mă, gen... Deoarece... Așa, caracterul de care dau dovadă, asta a copiat, ia evident. Unde a copiat omul? De la descriere, de unde? Nu-mi place să-și pierd timpul rău. Nu. Nu-mi place aplicația asta, dar și mi se pare că e și copiată, nu știu de ce. În fine, nu mă convinge deloc, nu știu. Și în prima tură de aplicații, că se recă să potrivi doar ce știu ce trebuie făcut și este un departament ușor. Și nu necesită experiență vastă. Toată lumea știe ce de făcut. Din moment ce aplică, nu?
Mă consider că deodată perfect, deoarece am timpul necesar, dar și pentru că sunt o persoană matură și respectuoasă cu simțul umorului. Cu ce te ajută simțul umorului, nu știu, într-o facțiune? Nici asta nu mă convinge. Hai că scăpăm ușor de ele. Ce mai am pe aici? Îmi place să ajut oamenii, deși mulți care fac job întâmpină problema cu perioada HP și o să mă simt bine să știu că sunt acolo. Da, ești tu potrivit, că te simți tu bine. Nu-mi place nici asta, nu mă convinge. Hai că scăpăm repede de ele, ești nebun. Deoarece îmi place să interacționez cu alți playeri, să-i ajut dându-le heal, de exemplu cei de la jobul Fish. De ce se te consideri potrivit? Mă consider potrivit deoarece îmi place să interacționez. Nu zice de ce vrei. Zice de ce te consideri potrivit. Nu-mi place, nu mă convinge nici asta. Confund întrebările, băieți, gen. La o întrebare de ce te consideri potrivit, ei zic că de ce vor să intre și de ce le place lor să facă și... Cine mă să... Nu cunosc prea multe despre personalul acestei facțiuni, însă fiind o facțiune pașnică, presupun că este liniștită. Alt răspuns care n-are nicio treabă cu întrebarea și nu-mi place. Mă consider că de a potrivit pe ce sunt activ. Asta e ok. Chiar dacă e, de fapt, nu știu, o mai las un pic. Știu cu ce se mănâncă, sunt un player activ și cred că aș putea aduce o reputație bună. Bă, ești nebun? Ia stați așa. Aplicația asta are 104 cuvinte. El a scris, da, a scris 104, minim 130. În primul rând. Nu știu. Deci care un fiu așa că frumos o avere relativ mare și să obțin funcția de helper. Nu știu ce să zic, aici a scris mai puțin decât se cere minimul. Deoarece sunt persoana matură care trebuie să ajute jucătorii și știe să lucreze în echipă. Nu mă convingi dacă îmi zici că știi să lucrezi în echipă și de-aia te consideri potrivit să intri în paramedic. Prin faptul că sunt o persoană sociabilă, serioasă, răbdătoare, corectă, amuzantă, ajutătoare, ambițioasă și plină de energie. Ok. Nu se intră parametri deoarece este facțiune serioasă, activă, cu lider activ și pe măsura așteptărilor mele strălitoare, membri care fac treabă bună și consideră că este facțiune potrivită. Mă consideră că trebuie potrivit serios, aici a scris un roman și aici a scris 5 cuvinte. Ia. Cred că am copiat cam mult. Ciudat. Mai lasă și pasta. Asta am mai văzut-o. Oh, mă consider că te-a potrivit pentru această facțiune, de aceea sunt o persoană calmă, cu multă răbdare și care sare în ajutorul persoanei, astfel sunt de părere, îndeplinește toate criteriile care trebuie să le aibă un paramedic bun. Consider că activitatea, seriozitatea, modul în care percep anumite lucruri, mă ajută să mă diferențiez de alte persoane. Bo? Am jucat acest mod și pe GTA San Andreas timp de 9 ani, ajung. Mamă, dar a dispărut? A, nu a dispărut. Care vorbim, mă?
Oricum, mai mult eu fac acum tichetele, deci... Ok. Da, mă, nu știu, au rămas aplicațiile bune, în mare parte, aplicații gen ok. Fac să dar cea mai speranță viața de zi față de această particularitate. Ce mă, paramedicist? Ce mă, băiatule? Mamă. Un candidat la postul acestui departament în cadrul facțiunilor de pe server. Deoarece am o aspirație în viața de zi cu zi față de această particularitate a vieții numită paramedicism. La nevoie, îmi place să ajut oamenii la nevoie să ofer servicii contra cost, cum este și la cura pe cei. Mama, asta e copiată 100%, mă, ești nebun. Desigur mă voi adapta conformităților date de superiorii mei în această organizație online. De unde a venit mă ăsta, mâncava și gura voastră? Am putea și pe gen puteri foarte bine. Asta îmi organizez timpul așa bine încât pot desfășura orice activitate pe care mi-o propun timpul. Tot timpul am fost o persoană foarte deschisă. Ziua, în acest fel reușesc să obțin respectul celor din jur, să depărăc respectul primul loc. Așa cum este SAMP. Aplicație copiată. Chiar vreau să-l accept, chiar dacă are puține ore. Ia uite. A copiat tot. A copiat tot. Mamă. Aplicație copiată. De fapt, asta nu, poate era aplicația lui. Nu e mă al lui, ce ai, aplicație copiată, ești nebun direct. Paramedicisme, auzi ce are asta în cap. Da, mă, și acum chiar a rămas, cred că... Doresc să devin membru. N-am înțeles întrebarea asta deloc. Nu pot să te accept. În opinia mea, fiecare jucător primește cu o șansă egală pentru a deveni membru. Trebuie să mă dăm și pe SAMP. Bă. Nu știu cum. Asta e aia care am mai citit-o, nu prea îmi place față de restul, sincer. Sunt o fire sociabilă. De fel, ceea ce se departamentul ăsta și mai frumos din... Mamă, mâncăță și pula ta, dacă mai aducem două servere, nu înțelegem ce a scris ăsta aici. De fapt, că sunt o persoană sociabilă, asta am citit-o, îmi doresc să intru. Da. A dat copy-paste, fii atent să mă urmă, dar nu a dat și asta copy-paste. Ia mă, mâncava și pula voastră. Cum te-ai caracterizat? De ce îți dorești să faci față de această facțiune? Este o facțiune cu membri foarte serioși și este o facțiune serioasă. Unde mă? Da? De treabă unde a scris? A, activă. Cu un lider excelent.
cu un lider activ și pe măsura așteptărilor mele. Părerea mea de că sunt cele mai frumoase ale serverului. Nu știu, nu... Nu mă convinge oricum, a scris că de ce își dorește, nu de ce e... consideră potrivit. Asta chiar dacă i-a scris puțin e ok. Poate să ajută mare parte, mă port frumos cu atâta și asta e caracteristică foarte bună a mea. Din punctul meu de vedere, odată ce ai depus aplicația, mi se pare firesc și completând normal se întâmplă asta în primul rând. Bine organizată de pe server, aș vrea să fac parte dintr-o facțiune ca aceasta. De ce te consider potrivit? El iar nu-mi place. Nu-mi place că scriu, răspund la întrebări care răspund la întrebarea asta lucruri care n-au niciun sens. Ok. Ok. Consider că sunt cadată pe vedere ce am jucat în acest mod. Ok, am mai citit de pe asta. Efectele care mă diferențează sunt activitatea de votament și seriozitatea pe care am, în primul rând, de votamentul din moment ce mi-am însuțit. De acord, mă ocup de dezvoltarea facției pe cât de sfârmă preparea în una de top. Valul o mare pe server și fiecare membru al grupării trebuie să desfășoare activitatea cu multă imagine, tot de rând. De lor mă consider o persoană serioasă. E copiată, mâncată și pulată. Mi se pare că e copiată de la o aplicație lider pentru paramedic. Nu pare o aplicație de membru. Deci... A, pentru a deveni membru. Da, de votare și seriozitatea. Asta da, 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 e ok aia. Cred că aia o să și acceptăm. Asta mi se pare cea mai ok. Da, asta mi se pare cel mai ok. Sper că ați văzut cum am ales. Sper să nu aud comentarii de genul că am ales pe pile. Ce facem la casă? Vreau să lăsați și voi în comentarii ce aplicații ați fi ales din toate astea pe care le-am ales eu, dacă vi se pare ok cum am ales și ce zic. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați, să prindeți clopoțelul, să apăsați pe butonul de like și eu am fost Hunor și ne vedem data viitoare.